Salutare! Pinca și Pincariți, eu sunt Hipting și suntem în Minecraft 1.1, asta înseamnă un singur lucru, nu-i așa? Păi, după cum ați văzut și din titlu... Cred că așa se scrie, nu? Pack sezonul 2, ok. Mortă, Sidu, ceva în legătură cu questul lui Pink, dar ce altceva dacă nu Pinkița. Ok. Asta sigur vrem să le lăsăm așa. Tu e că hâne că hai, să vedem. Sper că e un seed bun și observați că acest episod este mai lung pentru că este primul episod și de asemenea am niște treabă foarte, foarte multă. O să-mi ia să lucrez la calculator cam vreo 4-5 ore. Și de asta vreau să fac, să las ceva la render în timpul ăsta și am zis, hei, seria asta trebuie să încep. Incredibil cum își găsește cineva să mă chinuie. Oricum, trebuia să o încep și am zis, hei, dacă e tot primul episod, dacă tot am timp să las foarte mult la render, de ce să nu o fac? Așa că este foarte lung, nu? Nu știu dacă chiar o oră, poate chiar o oră, habar n-am cum o să-mi iasă. O să vedem. Hai să vedem ce e pe aici. Wow. Wow. What? Ok, bun. Lagul de la început de creare de mapă, mai ales în Technic Pack. What the hell? Ok, bun. Hai să vedem ce. Deocamdată nu prea o ducem prea. Oh, lemn. Ah, stai. O ducem bine. O ducem foarte, foarte bine. Suntem într-o mlaștină. Și oh, what the hell? Stați puțin să se creeze mapa, pur și simplu, așa mai face. Cum îi zice? What the fuck? Mamă! Pinchița, super tare pentru un sezon tehnic. E și o peșteră. Gata, deja îmi place sidul ăsta. Îmi place sidul Pinchița. Ah! Așa, bun. Cred că ar trebui să dau sonul ăsta mai încet sau ceva. Oare atât de încet sau mai tare? Ok, bun. Hai să vedem. Chiar dacă e Technic Pack, prima dată avem nevoie de... Stați așa să vedem și inventory-ul. Wow. Deci ăsta nu e... cum îi zice, mă? Oh, lol. Monster spawner de ghast, de pig. Mamă, sunt atât de multe. Ăsta nu este too many item. Vedeți, dau aici și nu se întâmplă nimic. Stați să dau și mouse-ul lângă ăsta să vedeți că dau click count întâmpit pe aici, nimic. Deci, ăsta e dacă apăsăm R sau... pe un iron ore, ne zice ce putem să facem cu el. Și asta e tare, nu? Nether iron ore, îl topim cu iron ore, bun. Prima dată, oricum, o să facem ce-ar fi într-un Minecraft normal, adică o să facem rost de câteva chestii. Ce am auzit prin apă? Se vede un copac acolo de la... Nu o să mă duc să iau, pentru că copacii ăia sunt foarte stupizi, neimportanți, nefolositori. Și din lemnul lor, copacii ăia mari care am văzut acolo și de fapt, nu ați văzut, dar dacă ați văzut primul sezon, știți de care copaci vorbesc, uite de ăia. Și avem și un vulcan, mamă, Sidul ăsta e genial. Unde vreau să-mi fac casa? Aș vrea să-mi fac casa în vârful chestiile aia. Ar fi destul de mișto, nu? E ca un laborator secret în care se concep chestii. Wow. Și ce sunet e când ești sub apă, ați văzut? Mamă, ce tare. Oricum, hai să să luăm lemnul ăsta de care avem nevoie aici, așa. Ok, pentru că în primul sezon am făcut câteva chestii, dar nu foarte multe, 19 episoade și pentru că începe vara, cred că voi avea destul timp să facă în sezonul ăsta mai multe chestii, dacă mă înțelegeți. Dar, pentru că n-am mai jucat decât de mult Technic Pack de când am filmat primul sezon, nu mai știu ce putem să facem, sincer, adică avem atâtea opțiuni, putem să explorăm atâtea chestii. Dacă vedeți chestia asta, chiar aș vrea să o explorez și pe asta, hai să vedem. Știi ce? Îmi place locșorul ăsta de aici. E un locșor frumos pentru o căsuță. Acum, hai să mai iau și copacul ăsta. Mamă! Încă una de aia. Oh, ce e aia?
Ce aia, frate? Stai puțin. Hă. Ok, chiar nu înțeleg ce s-a auzit. Nu știu ce s-a auzit, dar hai să continuăm aici tăiatul lemnului. Pentru că pur și simplu sunt atât de multe chestii în care ne-ar putea... Ce face, frate, chestia aia? What the hell? Ce? Ce? Oh my god! Oh my god! Nu. Mor, te rog. Ce sunt ăștia? What the fuck? Ah, fuck, mori. Oh my god! Acum trebuie să... Frumos. Hai, mă! Mori! Oh my god! Cum poate să rovească atât de tare? My god, s-au schimbat atât de multe. Cred. Hai, frate! Nu vor să moară! Mor, tu zgâtul, măti! Oh my god! Tot îmi dă XP, îi lovesc, dar pur și simplu... Fucking god, vrei să mori? Doamne... Mă, da! Nu, frate, e enervant! Ce naiba sunt ăștia? Frumos, m-am blocat. Hei, acum v-ați liniștit? Mâncavași, ficații. Dacă tot s-au liniștit, hai să profităm de faptul ăsta, firar. A scăpat lemnul, bun, l-am luat înapoi. Credeam... Ok, asta e ciudat, se pare că nu merge shift-click-ul ăsta pe... Așa, bun. Hai să vedem ce ne facem și ceva arme, pentru că... What the hell? De fapt, cred că avem nevoie de sabie. No, fuck this shit. Nu folosesc sabii de lemn. Îmi trebuie un pickaxe. Așa. Sper să nu mă atace ceva sau ceva. Dar ce-i cu ăștia? Ce sunt ăștia? Doamne, frate, cred că aveți atât de multe întrebări la care să-mi răspundeți. Oh. Și de ce era locul ăsta? Uite, frate, îl pune în crafting în loc să-l pună jos. Nu, chiar nu sunt. Ce-i asta, mă? Fermented spider eye. Tipii aia nu erau spy engine, de ce mi-a dat un spider eye? Haide doar să vedem, deci. Pickaxe, piatră, bun. Câte piatră îmi trebuie? Pentru că trebuie să-mi fac multe chestii. Ah, frate, o lopată. Oare aici va fi prima noastră mină? Cred că da. Așa, și tu? 14. Da, cred că 14 este de ajuns. Oh, și un cărbune. Da, o să luăm cărbunele. Da, e cărbune, ok. Am crezut că e altceva. Așa. Pentru că avem nevoie de el în prima seară, mă rog. Dar suntem în tehnic, pe care putem să găsim atât de multe chestii. Ah, frate. Așa. 6. Mamă. Știi ce îmi place când găsești foarte mult căul și n-ai decât un pickaxe de lemn? E cea mai bună parte a vieții. Așa. Hai să luăm tot ce avem aici. Așa. Cât mai avem, vreo 3? 3 de astea? Și... What the fuck? S-aud afară o grămadă de silverfish. Cred că... Oh, nu, cred că și-au chemat întăriri. Iar eu cum... No, fuck this shit, mă duc să-mi fac un crafting table, iar... Cum închid chestia asta pe O? Da, pe O. O să deschidem când avem nevoie. Hai să vedem, trebuie o sabie. Așa, acum am un pickaxe, nu? O lopată, da, o lopată e bună. Așa. Și hai să le punem pe astea într-un fel pe aici. Așa.
Și mi-ar trebui și niște blocuri, ceva de construcție. Uite că avem... What the fuck? De ce mi-i pune dirt-ul în aia de crafting? Ah, nu pot să înțeleg. Hai să vedem. Ah, și-aș caută într-un fel silver fish sau ceva. Hai, mă! În sfârșit! Fuckers! Hai să iau chestia asta de aici. Bun. Stai. Mi se pare mie sau îți dă... Îți dă... Dă asta, ce e acolo? Ah, problemă de lightning. Îți dă XP când... Frate, îți dă XP când minezi? S-ar putea să fie un mod care face chestia asta. Ce? A, e doar o aie, bun. Am crezut că e ceva gen... Oh, mă, că e un fel de slime alb super gigantic. Ce e pe acolo? LOL. Iarbă sub apă. Și... Și de-ștea... Mă rog, jack-o-lanternuri. Atât de multe s-au schimbat, chiar nu mai înțeleg nimic. Dar hai să vedem, cred că aici o să-mi fac prima mea casă. Între chestiile astea. Sigur voi vrea să extind chestia asta la un moment dat. Ah, nu mi-am făcut un topor și aveam nevoie de unul. Hai doar să curăț întâi chestia asta. Mamă, dar e gălăgie. E foarte mare gălăgie. Așa. Parcă e mai bine. Cu toate vânturile astea care... Vânturi. Și acolo ce e? Pare o pădure normală. Deci asta e bine. Suntem într-o câmpie. Oh, nu. Oh, nu, 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 san. Știi ce? Cred că nu e atât de mare problema și o să dăm toate astea jos. Frate, o să dăm jos, nu în crafting. Da, my god. Nu, mi se pare foarte ciudat. Așa. Bun. 48 de torțe. Cred că ăsta putem să-l aruncăm, nu-i așa? Pac! Așa, hai să luăm și tot lemnul ăsta și cred că în seara asta voi... Voi intra în muntele ăla verde de acolo, mă rog, ce-o fi. Sau aș vrea să fac casă într-un vulcan. Adică, bun, ăla e vulcanul de acolo. Iar ăsta e cam mic, având în vedere ce construcții vom vrea să facem acum, că mă gândesc, nu mai pare o idee atât de bună. Hai să vedem ce găsim pe aici. Păi, am găsit o găină. Asta e clar. Așa, aud foc. What? What? Tu pe engine de unde ai apărut? Nu, asta nu e bine, e de la otrăvitor, firar. Oh my god, uite un spawner. Ok, ok, foarte repede, hai să luăm, să punem și... Ah, așa, cred că e bine. Ah, uite un... Oh my god! Cum? No, fuck this shit! Cum am putut să fac chestia asta? Nu pot să înțeleg. Ok, nu prea mai are sens. Nu prea mai are sens care e scopul. Ha. Oricum, sunt foarte, foarte multe chestii. Sigur o să ne găsim noi locul la un moment dat. Ok, building terrain. Trebuie să merg înapoi acolo și să-mi iau itemurile. Dar, frate, am... Nu, este foarte mult loc neluminat. Pentru că este structura aia tâmpită. Și din cauza asta... Și din cauza asta are loc unde să se sponeze, chiar dacă am pus o torță. Oh, și ce e asta? E o altă mină. Wow. Stai, ce e acolo? Ah, era doar gravel. Am crezut că este cobblestone. Și oh my god, uite și tu ce e acolo. Probabil cel mai enervant monstru din Minecraft. Monstru. Mă rog, mob. Ah, tot aia. Ok. Apa asta l-a inundat pe băia în genul ăsta. Acum numai dacă aș... Ah, fuck. Mori, mătus. Ah. Fuck, fuck. Bun, asta e. Sunt mort iarăși, nu? Sunt mort iarăși! Fuck! Nu, e... Oh, my God! Deci nu pot să cred, un păianje întâmpit. Și știi ce mă enervează? Că nu am primit sabia în hotbar. Adică, de atâtea itemuri, serios.
Câte aveam? Nu putea să-mi pice și mie să-mi dea sabia în hotbar. No, e pică pe undeva prin inventory unde nici nu pot să... să o iei. Și ala e că tot apăs click și când mor, imediat mă duc în loading screen. Nu pot să dau respawn. Acum îmi dau seama cât de valorează e chestia de 1.2.5 când dacă mori ai puțin aia inactivă de respawn sau ceva de genul, ca să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Să realizezi că, oh nu, sunt mort. Hai să vedem, vreau să merg iar acolo. What the fuck, cum de la o atâta cărzătură, retard? Ce naiba au făcut ăștia? Găină, nu am chef de tine. Ok, frumos, aici nu avem nicio sabie. Nu iar tu, bitch! Nu, avem o lopată. Ok, să avem sabia în hotbar. My god! Cum se poate așa ceva? Gata, e sunt mort. Gata, e sunt... Iar am dat! Oh my fucking god! Băgam iaș... Să-mi bag... Nu, chiar îmi place până acum. Până acum e minunat, merge minunat. Ah, frate, nu pot să cred asemenea. Cum, frate? Adică cât pe angel am omorât? 1, 2, a venit și scheletul. Hai, las-o în sânge. Și de ce n-ai băiat 3-a oară când apăs în... Oh my god, nici nu pot să lupt ca lumea. Nu, foarte multe moduri și merge ca naiba. Deși am opțiuni de astea de... Fuck. Am opțiuni de... naibii de asta, de frame-uri mari, dar no, uite și tu. Ok, o să mai încercăm o dată să... Ce-i face Z? Handy, culture, language, minimal, bla bla bla. Acum este altfel. O, chiar nu v-am zis de technic pack. Păi technic pack-ul eu îl am cumpărat, ok. Minecraft-ul. Uite și tu pe engine-ul ăla jegos. Am pus o torță aici, de ce acolo e întuneric? No, cred că nici nu o să mai mă duc pe acolo, o să o colesc pe aici. Și sper, dar nu cred. Oh, fuck, nu e nicio cale prin care să ajung acolo. Oh my god, ce? No, silverfish, cretin. Bun, trebuie să-l omor pe ăsta. Cu pumnul? Dai seama. Oh my fucking god, mai este unul. Nu, e prea mult, deja e prea mult. Oh my god, tu de unde apari? Fuck. Uite și tu. Fuck this shit. Ba, pola să-mi bag. Ah, frate. Nu, pur și simplu, ce voi face? Voi merge din nou și voi lua lemn. Voi merge din nou și voi lua niște piatră. Și... frate. Voi merge și voi lua din nou totul, nu-i așa? Fuck, bun. Trebuie să merg la un copac, nu are rost să stric din chestia aia, pentru că primim direct scânduri și asta e nașpa. Oh, ce e asta? The fuck e aia? Hei, un peșișor! Vreau să ajung sus. Ok, e un pește pe uscat. Ah, nu mai contează. Hai să fac rost iar de niște lemn. Ok, mulți pe engine de aia de peșteră. Mulți monștri, nu poți să faci nimic. Ce enervant e, bun. Dar sper că o să ne punem pe picioare destul de repede. Destul de repede. Ce asta e? Ah, bun, cred că e ceva inventory tweak sau ceva. Așa, bun, am crezut că pe engine-ul ăla vine spre mine. Pac, așa. Și... oh, măr. Ok, am crezut că... am auzit ceva pe când și era ceva genul. Ce? Bun, hai să vedem. Pețe. Pac, așa. Un creeper văd acolo. Nu e așa că viața e frumoasă. Bun. Oh my god. Uite încă un păianjen. Cum se poate spona atâta? Adică... really? Cum? Pește, tu ce naiba faci, mă? Adică vreau să... peștele ăla, îți dă ceva dacă îl omori. Ok, hai să ignorăm pe engine-ul ăla și să săpăm undeva pe aici. Pentru că avem nevoie de piatră, iar. Să ne facem... oh, fuck. Să ne facem iarăși o sabie de piatră și niște
pickaxe-uri din piatră. Ca să încercăm iar să intrăm peste chestia aia. Deși de-a naibii s-a făcut noapte când am vrut să intrăm, pentru că cred că asta le dă o șansă mai mare să spuneze, plus că erau acolo niște moști care nu înțeleg cum s-au spunat și îmi place că tasta mea W tot se blochează. Mâini, poimini, nici nu o să mai pot pune la loc, e al naibii de stupidă. Dar nu contează. Așa, nu prea vorbesc, spre deosebire de Ghost of Looping, pentru că chiar suntem într-un loc total nou, habar n-am nimic, ce pot să fac aici, habar n-am. Chiar dacă am mai jucat toată Technic Pack, nu știu de unde să încep. Aș putea să încep cu... Ce mod este ăsta? Cred că Buildcraft sau... nu, este Industrial Craft. Cu fire și chestii, sigur o să încep și ăla. Încă un măr. Ok. Wooden plank-uri avem destul pentru niște pickaxe-uri. Hai să vedem pickaxe. Și hai să mai facem încă o dată plank-uri. Sunt benzi de fapt, stai. Nu mai contează, o lopată, o sabie, nu faceți gălăgie acum. Oh my fucking god, prea mulți inamici, prea mulți. Și ce, creeper-ul ăla poate să se ducă naibii, adică... Aici era să mă, silverfish idioți. Hai mă mori. Hai mă mori. Oh, what the hell? Alt silverfish, frumos. Oh, what the fuck? Mă, câți mai sunteți? Îmi place, creeper-ul ăla e blocat pe undeva. Da, așa, să-i dăm vreo două, așa. Bun, e mort. Ok. E ok, am totul sub control. Unde sunt torțele mele? Ok, avem totul. Oh, no! Totul e pierdut. Silverfish, cretin! My God! Și ce o să încep aici, o mină? Sau nu? Fac, mă. Bun, sunt categoric foarte mulți monștri. Ce? De unde a apărut apa aia? Oh my god, marș, mă. Nu, cred că era un bloc de silverfish și s-a spart și astfel. Ok, unde, ce? Cred că, fuck. Bun. Oh, nu. San, marge aici. Așa. Chiar n-are de gând să fie nimic aici. Oh, nu. Și blazuri. Ăsta e un loc minunat în care să-ți petreci ziua. Oh, fuck. Unde? Silverfish. Marge, băiete. Așa, bun. Se pare... sau... Oh my god! Oh, frumos! Mă, silverfish, mă, ești în flăcări, marș! Oh, no! Ah! My god! Mă! Vai, mamă, ce sâle! Oh, no! Nu, pur și simplu e prea mult. Prea mult, este zi afară. Marș! Marș, mă! Așa, bun. Mă, tu scrijania, mătie, o torță pusă chiar acolo. Cum de încă spunezi? Îmi trebuie torța. Ah, repede. Oh my god! Fix împotriva curentului. Nice. Așa, bun. Așa, să vedem ce ai de gând să faci acum. De asemenea, trebuie să scap de foarte multă... Oh my god, never mind. Uite și tu câte blaze-uri afară. Și văzusem un chest pe aici, nu? Sau era mai sus? What the heck? Oh my... Ah. Incredibil. Oh, nu! Oh, nu, 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 nu!
Uite, mă. Ah, no, fuck. Fuck. Cam iaș. Nu e așa că e frumos. Nu e așa că e frumos, adică uite și tu cum dracu mi este spulberată seria. No. Oh, era un chest chiar acolo. Dar de ce blazuri? Blazuri ce naiba căutați acolo? Nu, nu pot să înțeleg, nu e peste măsura puterilor mele. Frate, trebuie să merg iar acum acolo. Cred că voi alterna tehnic pe quest-ul lui Pink, dar se pare că tehnic Pink va apărea mai greu. Ce nervant e. Oh, ce e asta? Un porc negru, ok. Cred că e un mistreț. Așa, să vedem ce ai de gând să faci, Blaze-ule. Oh, nu, un zombie, fie rar, mă. Ok, trebuie să fug de zombie ăsta, dă-l în naibii. Se pare că un Blaze pe undeva moare. Asta e bine, cred. Acum mă gândesc dacă mi-a ars toate itemurile Blaze-ul. Oh, fuck off. Fuck off. Ah, în sfârșit. Ah, pur și simplu, nu mai puteam, e... Oh my god. Așa. Hai să ies și de aici. Pentru că, sincer, nu mai pot. Oh my fuck! Frumos. Frumos, nu am ce spune. Silverfish peste tot. Oh my god! Cum poate să... Doamne, frate... Frumos. Frumos. Frumos, frumos, nu am ce spune. Marș. Marș! Doamne! Ah. Nu e chiar... Ce grijania, mătii, cât silverfish sunt! O poțiune de... O sabie de fier și o poțiune de instant heal. Ah, fuck. Se pare că ăștia chiar... Că Blazor ăstea vor chiar să mă țin aici. Nu o să stau aici, o să plec de aici pentru că m-am săturat. Chestia asta e prea enervant. O să ne facem casa într-un loc mai pașnic. După care o să explorăm noi chestiile astea altă dată. What the fuck? Gropi tâmpite. Oh my god. Așa, bun. O să explorăm noi asta, nu vă faceți griji. Când o să avem full de diamond, o să avem cele mai tare itemuri, atunci o să venim. Oh, căluți. Ce naiba e cu cai, știu și ce. My little pony, my little pony. Băi, îmi place, adică e plin de peșteri pe aici. Băi, deși am zis ceva pe munte sau astea, cred că casa ne vom face undeva pe aici. Pentru că avem atâta spațiu, pur și simplu, avem foarte mult spațiu. Hai să punem ce putem pe aici, hai să facem un fel de aranjare așa. Wooden pickaxe, n-am nevoie de așa ceva, pleacă să nu te văd. Bun. Am nevoie de mult. Te fac să auzit, era ca un clinket sau ceva. Și asta e primul nostru mineral, cupru. Da, vreau să vorbesc de Technic Pack. Eu am Minecraft cumpărat. Eu am luat Technic Launcher-ul. L-am deschis, m-am logat. Și atâta tot. Technic Pack. Serios, nu știu cum faceți. Nu știu dacă merge. Nici nu știu cum faceți ca să... Oh, asta va fi tare. Nu știu cum faceți să-l jucați dacă nu aveți Minecraft cumpărat, ok? Nu mă întrebați. Habar n-am. Dacă cineva știe și face un tutorial și-l lasă ca video repons, ok, o să-l accept. Numai să mă lăsați în pace, pentru că, serios, opa, n-ar trebui să mai sap în jos. Serios, nu știu cum să îl instalez pe un Minecraft care nu este cumpărat. Ok. Ce o să fac? O să iau foarte mult de ăsta pentru că e un material mișto și putem să facem niște cărămizi mișto din marble ăsta. Asta este marmură, în traducere, cred. Cred că este marmură. Dar dacă n-ar fi marmură, până la urmă, n-ai.
nu o să ne ia capul nimeni, cred. Pentru că mai sunt persoane, oh, ping, nu e aia, nu e aia, nu e aia. Ok, cum spuneți voi. Dar cred că asta e marmură, marble, cred că e marmură. A, și hai să vedem ce cărămizi mișto putem să facem. Așa, astea mi se par geniale. Așa, 40 de cărămizi. Pur și simplu plătim 4 de astea și primim 4 cărămizi de la mișto înapoi. Și așa ne vom face casa. Wow. Primele noastre sunt rubine, nu-i așa? Rubinele sunt un locuitor foarte bun pentru diamante. Singurul lucru pe care poți să faci cu diamantele să nu poți cu rubinele, safirele și emeraldele, pe care o să le găsim mai târziu. Nu poți să spargi obsidianul cu astea trei, numai cu diamantul poți. Ok, cupru, care ne va fi folositor la alte moduri. Și în sfârșit începe să sune ca tehnipic. Îmi pare rău, foarte, foarte rău pentru prima parte a videoului. Fuck. E fundătura aici, ce îmi place, deci am scos din calcul o întreagă de asta mină de explorat. Avem bețe destule, două crafting table-uri. Zgomotul ăla, dat zgomot. Două trebuia câte fiecare, da, mă rog. Oh, fuck. Nu, e foarte greu, deci scuzați-mă, dar eu sunt obișnuit ca atunci când dau o dată click. Frate, și mi-ar trebui... Mi-ar trebui... Torțe, nu am torțe. Damn it. Scuze, la început aveam torțe, dar uite ce am făcut și noi. Am murit de 10.000 de ori. Avem fier destul, avem piatră destulă, de ce să nu facem un furnace? Facem un de ăsta de lemn, să facem obiecte de safir, de fapt, mă rog, altceva ce avem pe acolo. Așa. Și cred că la început ne vom stabili în peștera asta, doar cât ne facem și noi niște chestii și... pac, așa. Și mă gândesc, hai să facem și un topor. Cred că așa, da, așa, bun, un topor. Pentru că avem nevoie și de un topor. Fac, mai bine pun bețele astea la ars. Așa, da, dă-te să este aici. Așa, bun. Bun, ăsta avem 3. Ce mai putem să ardem? Crafting table, putem să ardem crafting table-ul nou. Dar, e destul pentru un pickaxe. Așa. De fapt, nu e destul, pentru că acum nu mai avem... Nu e frumos, nu mai avem bețe acum. Hai că trebuie să mergem să luăm niște lemn. Sigur vom lua tot marble-ul ăsta de aici. Pentru că este un material de construcție ușor de obținut. Și arată super genial. Ca cărămizi, da. Yeah. Și ne vom face o casă mișto afară, cu geamuri, o grămadă de chestii. Ca un fel de laborator, pentru că vom lucra cu multe moduri. Nu este... A, uite, și ce ziceam? Emeralde. Foarte mișto. Vom lucra cu multe moduri, chestii, trestii, sisteme. Și nu prea ai nevoie să mergem să explorăm atât de mult. De asta questul looping, că va rămâne pe channel, va fi în două cu această serie. Și această serie va avea numai primul episod... atât de lung. Nu mă pot opri, frate. Gata, cred că m-am putut opri. În sfârșit. Îmi pare rău că e foarte întuneric. O să merg imediat la suprafață să fac rost de niște lemn. Știi ce? Nici nu mai caut. Vreau să merg la suprafață să fac rost de niște lemn și... Oh, mamă, lumină! Tatli ghât. Oh, frate, nu. Este... Ce? Mi se apăr că e un fel de avion sau ceva. The hell? Iarăși, ce e chestia aia? Grijania, mătii. Nu prea vreau... De fapt... Cred că aș vrea să... fac de shit. O să luăm arborii ăștia de cauciuc, chiar dacă nu e atât de mare nevoie acum și am putea să păstrăm.
Am luat unul. Hai să mergem să mai luăm de un arbore de ăsta normal, un arbore. De ce zic arbori sunt copaci? Că chiar care e diferența dintre arbore și copac? Cred că arborele dă... Nu, ăla e pomul fructifer. Arborele... Oh, da, am uitat de chestia asta. Asta e tare. Am uitat că avem Timber Mod sau Tricapitator. Oricum, ambele fac același lucru. Așa. Bun. Îl vom mai lua și pe ăsta și apoi vom pleca. Ce e chestia aia care se învârte pe acolo? Oricum, orice sugestie aveți în comentarii, dacă știți ce e o chestie, nu ezitați să-mi ziceți, pentru că eu habar n-am. E ca o stea căzătoare, migratoare, umblătoare care nu cade. No, nici chiar așa. Crafting table. Și ce? O să-l iau doar așa pentru că sunt zgârcit. Oh, no. Huh. Poate e de la o găină sau e de la chestia aia, vă dați seama, să face... Facă chestia aia un nou. Până la urmă, ce e aia? Cred că e un fel de zână sau ceva. O zână, de unde mi-a venit ideea asta? Dar e ceva zburător. Iar acum, sincer, nu-mi dau seama unde mi este peștera. Te fac aia? Nu, nici nu vreau să știu. Vreau să știu, nu vreau să știu. Schelet. Cred că aia e, nu? Hai mă, fugi. De ce nu... De ce nu fuge? Wow. Nu, chiar are de gând să-și bată joc de mine chestia asta. Fucking kidding me, doamne. Și îmi place. Nu faci mai nimic și deodată bâng, o de aia de viață. Hai să punem rubber ăsta la și să prăjim chestii cu el. O, și avem 6 cărbune. Cum de-am ratat chestia asta? Vom face, uite așa. Și acum așa. Bun, avem 12. Asta e destul de bine. Vom face niște torțe. Și, fuck, chiar nu mă mai pricep. Iar de restul, iron, așa, bun, te-ai oprit? Da, te-ai oprit, așa. Și în sfârșit, pum, torțe, în sfârșit. Frate, chiar trebuie să fie pe oriunde, peste tot o gaură unde să cad. Se aud mult zombie. Nu contează, avem safire. Te rog, sunt 3. Asta înseamnă un nou pickaxe. Așa, bun. Un nou pickaxe. Și aici alte multe chestii. Chiar sunt foarte rapide chestii astea când minez cu ele. Sunt ceva ca diamantul, cred. La fel de puternice mă refer. Nu știu dacă la fel de puternice, dar la fel de rapide. Foarte tare. Deci dacă ai pickaxe ăsta ești tare. Așa. Mulți ar putea să nu înțeleagă cum vine seria asta, ce sunt astea. Dar nu ezitați să mă întrebați. O să răspund la comentarii în care mă întreabă: hei Pink, ce face capărul sau ăsta sau chestii de astea. Așa, sigur trebuie să luăm tot marble ăsta de aici. Și ce mă întreb de ce nu am pus o torță până acum aici? Avem nevoie de niște lumină. Așa, wow și ea. Oh, super! Și astea sunt safire, nu? Pentru că alea verzi erau emeralde, alea roșii rubine, astea sunt safire. Da, o ducem bine. Dacă vrem să ne facem primele pickaxe-uri ca lumea... Oh, am găsit o peșteră? Păi se pare că da. Oh, și asta e tare. Asta este apatit. Apatite, dar nu cred că... Deci, cred că îl vom pune undeva în chest și o să-l lăsăm acolo doar de dragul de a avea, pentru că, sincer, nu cred că e bun la nimic. Stai așa, stați să vă arăt. E, apoi apăsăm O și scrim aici jos apatite, dăm pe R. Stai, frate, stai că nu... apa... Așa, bun, trebuie să dăm click-ul de acolo. R, nimic. R, nimic. Crafted apatite, nu. N-avem nicio rețetă și chiar nu o să știu cum se face. Lapis lazuli anti-cover. Safir block anti-cover. Safir block hollow triple panel. The fuck? R.
Mamă, ce tare e! Ce puteți să facem cu toate blocurile astea? Ce este asta? Lapis la puri jacker wire? Oh my god! Nu cred că le vom folosi pe toate. Oh my god, încă o peșteră. Ah, oh, frate. Am descoperit foarte multe chestii. Mi-e frică deja să nu mă pierd, adică uite și tu unde am ajuns. Sincer. Nu, frate, e prea mult deodată, e prea mult. Iar eu nu pun torțe și o să mă rătăcesc. De unde am căzut? De unde am venit, frate? Da, așa, să pun niște torțe pe aici. Pe aici e fundătură. Ba nu! Oh, Doamne, frate. Ăsta cred că e argint sau... ce e asta? Este tin. Așa, bun, e tin. Ok, tot pe acolo. Tin, cupru, folositoare la baterii, fire, vom face multe sisteme în care să ne colecteze energia și să nu mai folosim furnăsuri. Sigur, probabil și sigur vom face generatoare solare. Deși îți iau foarte mult timp să le faci, cred că le vom face și pe alea. Oh my god, e atât de mult deodată. Așa. Ah, bun, ce vreau să fac când începem seria? Există o chestie cu care poți să detectezi mineralele prin... uite, pe aici trebuia să urc. Prin ziduri. Hai să vă arăt cum se cheamă. Se cheamă E? Se cheamă ceva cu rod. R-O-D. Uite așa, bun. Nu ăsta, ci Divining Rod d-ăsta, cred că este R. Un băț și Covalence Dust verde. Covalence Dust verde îl facem cu Cobblestone și un... charcoal, ne trebuie un charcoal. Asta e, acum a devenit probabil cel mai tare mod pack tehnic pack-ul. De ce? Pentru că ai incorporarea aia la modul ăla în care pur și simplu vezi și dai și vezi orice rețetă care te ajută foarte mult. Hai să luăm căul ăsta pentru că vom avea nevoie de charcoal și atunci să facem și charcoal pe care să nu-l folosim la torțe. Ne trebuie doar una, un charcoal. Mamă, ăsta e mult căul aici. Bun, se pare că nu vreau să mă rătăcesc. Ok, mi-aduc aminte. Pe aici jos este așa, baza noastră deocamdată. Așa. Și ăsta este charcoal. Avem destul charcoal. Și niște cobblestone. Bun, acum vom lua un charcoal jos și cobblestone așa. Bun, avem 40 de covalence dust. Acum cu covalența asta și cu un băț pe care nu îl am și trebuie să-l fac. Așa, bun. Băț în mijloc. Și apoi... băț în mijloc, am zis. Doamne. Ce mai putem face cu covalența asta este să reparăm itemuri. Și asta e destul de tare. Divining Rod. Avem primul nostru Divining Rod. Acum cu Divining Rod ăsta trebuie să-l ținem în mână. Selectăm modul pe G, dar modul nostru este doar 3x3x3. Și dăm click dreapta cu el undeva în zid și ne zice că valoarea cea mai mare găsită este 1. Deci cea mai mare a găsit dirt, cred. Dirt e 1 în too many items, nu, valorile alea le găsește. Hai să vedem dacă când dăm așa, găsește 4, mossy cobblestone-ul este 4. Oricum, diamantul este parcă 200 și ceva. Și când găsim valori de astea mari, hai să vedem cât este marble-ul. Serios? Marble? Nu, se pare că la marble nu funcționează sau ceva. Și ce? Hai să nu mai folosim ăsta, pentru că s-ar putea să avem nevoie de el la altceva. Hai să ne creăm primul nostru pickaxe. Stai puțin. Acum că mă gândesc... chest. Sigur, vom avea nevoie de un chest. Și norocul nostru că am avut atâta lemn cât să mai facem un chest. Hai să punem toate chestiile astea aici. Și o să ne întoarcem. Sigur, v-am zis, o să facem o casă sus undeva. Avem 3 rubine. O să facem din rubine. Divining Rod-ul, Iron Ore-ul la loc. Bun, acum. Stai așa să văd. Apăs E. Următoarea Divining Rod ne trebuie Covalence Dust de albastru. Și Covalence Dust se face cu Redstone Shard Iron Ingot. Uite, de asta avem nevoie de pickaxe-ul ăsta. De fapt, nu neapărat, dar trebuie să facem rost de... de cum îi zice? De...
De redstone. Asta înseamnă că trebuie să mergem în jos. Uite și tu ce rapid e. Ziceți-mi dacă nu e ca un diamant. E ca un diamant, ca de aia de diamant. Da, frumos, mi-am lăsat și... Ah, frate, mi-am lăsat și torțele în chest. Tăp. Așa, sincer vreau să ajung la cel mai mare tip de divining rod. Hai să mutăm asta de aici. Pentru că este foarte folositor, adică ai o rază de nu știu cât pe nu știu cât, o rază, ceva gen foarte mult înainte și te uiți undeva înainte și apeși cu divining rod-ul și vezi ce găsești. Și dacă da, este 3x3, ai așa o de aia de 3x3, în total 9 blocuri și tot înainte, în care poate să găsească diamante sau, mă rog, ce valoare ai identificat-o cu divining rod-ul. Este ca un fel de scanner sau ceva. Da, chiar că scanner e un cuvânt bun. Sincer, n-ar trebui să țin astea atât de departe. Da, acum pare mult mai bine. Așa. Și o să vedeți că e și rezistent, deci probabil cea mai tare chestie pe care o găsești la început în Technic Pack sunt aceste rubine, diamante, safire, mă rog. Așa, dacă vreți să știți, modul cu castelul din primul sezon, Tale of Kingdoms, nu se mai face, nu se mai lucrează la el, nu mai este în Technic Pack, s-a scos. Oricum, modelul care a făcut modul a zis că nu mai are timp să-l facă, îi pare rău că a dat speranțe oamenilor cu modul ăla tare, dar a zis că nu mai poate să-l facă, nu mai are timp. Ceea ce îl înțeleg, toată nu ai timp să faci ceva, toată lumea se așteaptă la acel lucru, dar tu pur și simplu este peste puterile tale, iar lumea nu înțelege. Story of my life, nu? Așa. Și de asemenea... ziceți-mi cam cum să fac cu seriile, adică sunt două serii cu Minecraft. E clar că nu voi pune două episoade din două serii cu Minecraft pe zi. Wow, am văzut gomotele astea. Foarte... Oh, ce e asta? Ah, asta este Nicolite de la... nu știu la ce e bun, cred că niște... Stai așa să dăm R. Nu, trebuie să-l găsim acolo. Colite parcă, Nicapa. Crafted Nicolite. Nu, iar este una din acea minerală care pur și simplu habar n-ai, nu o scrie acolo ce faci cu ea și ar însemna să caut, să văd prin folderul modului, să văd de fapt pe internet, forumul modului, cam ce se face cu ce. Dar sincer acum... Nice. Hai să luăm silverul și tinul de aici, să ne punem și cobblestone. Ce strat suntem? 8. E stratul bun pentru a găsi diamante, redstone. Așa că hai să începem să facem și mining. Sigur, este mai plictisitor la început cu atâta mining, dar până nu ne facem bazele, nu putem să devenim, nu putem să ne facem propriul nostru laboratorul al lui Hatepinky. Am găsit redstone, tare, din prima. De fapt, nu chiar din prima, dar l-am găsit destul de repede și asta e tare. Sau să-mi fac laboratorul undeva în pământ. Nu știu, am făcut data trecută undeva în pământ și am făcut laboratorul ăla care l-am făcut acolo foarte rapid cu Destruction Catalyst-ul ăla, nici nu știu dacă mai este. Oh, mamă, dar știu că merge nașpa. Și nu știu dacă vreau să mai fac același lucru, adică laboratorul. Nu, sigur nu vreau să fac același lucru. Nu vreau să-mi trăiesc viața în peșteră, asta e stupid. Vreau să merg acasă și să fac o casă super mișto. Acum, un iron ore pe care îl avem pe aici. De fapt, un iron ingot. Și de asta și ne dă... Avem de asta, bun. Acum, cum am zis că se face, cred că așa... Și în mijloc o de aia, nu? Divining rod. Ok, avem următorul tip de divining rod. Și acum divining rod-ul ăsta, când apăsăm pe G, avem 16x3x3, adică dus... Deci 3x3 avem, uite care e faza. Sunt blocurile ăsta de acolo. Ăsta și ăsta. El caută pe atât lățime și pe lungimea de... 16. Și că a găsit 256. Ce este 256? O să vedem imediat. Trebuie doar să facem chestia asta pe o distanță de 16 de astea. Și ar trebui să găsim un mineral ceva. Cred. Cel puțin așa ar trebui să funcționeze.
A găsit Nicolite. Stai să vedem. Nu, încă e... A, bun, și ce mai zic eu când se schimbă? Cred că e Iron-ul, da, e Iron 256. Iron ore. Când se mai schimbă Divining Rod-ul, când ne facem ultimul, avem, ne zice așa, prima valoare cea mai bună găsită, ce face râu, a doua valoare cea mai bună găsită și a treia și cea mai bună valoare găsită. E, sau ceva de genul ăsta, nu mai știu, e parcă așa. Cred că am făcut destul aici. Este ăsta? Păi nu știu, dar iau, pentru că e tehnic pe îți găsești foloase pentru tot. Așa. Bun. Era, cred că tin, nu e așa? Da, era tin. Hai să plecăm de aici și să facem, cred că... Oh. No, pur și simplu trebuie să mă opresc la fiecare chestie. Uite câte minerale de-astea. Din nou spun, dacă cineva știe cum se face un tehnic pack pentru Minecraft Cracked, să fac un video, dar un video destul de bun, și eu o să-l accept la... Și eu o să-l accept la video response și o să las și în descrierea cum să instalați tehnic pack, o să las videoului în fiecare descriere a videoului. Am venit aici să facem ultimul tip de divining rod, nu? Rod, hai să scriem aici rod. Așa, ultimul tip. Se face cu covalanța albastru și pentru ăsta, frate, diamant și coal. Diamant, coal avem, diamant. Plimbăm ursul la categoria asta. Oricum, hai să mai luăm o grămadă de chestii de asta că avem nevoie. Suntem pe normal, nu-i așa? Nu vreau să mă duc viața pe hard. Video settings, difficulty normal. Nu m-am prea ocupat de hrană. Stai, avem niște mere pe undeva. Aveam niște mere. Mere. Nu lăsa să scadă de tot. Mere. Oh, 3 mere. Și ce? Cred că pot să aștept să mi se ducă de tot viața. Să folosesc merele și apoi poțiunea de instant heal. Și cred că mai am nevoie de lemn. Da, voi mai avea nevoie. Hai doar să îmi văd de treaba acum deocamdată, pentru că ne apropiem de sfârșitul episodului. Și am nevoie de foarte multe material de construcții pentru căsuța aia mișto. De asemenea ne va trebui foarte multă sticlă. Pentru că vreau să facă... Oh, nu. Fuck. Ok, marble se pare că e destul de rezistent. Așa, hai să bem asta. Așa. Ar trebui să ne țin o vreme, dar nu prea mult. Repet, nu prea mult. Ne trebuie hrană. Sigur, în căsuța aia vom face și o fermă. Nu chiar automată, ca în quest-ul Pink. Doar ceva care să ne țină așa în viață. Așa. Pentru că, sincer, nu o să mergem atât de mult la explorat și chestii, doar când avem nevoie de, de materiale. Și asta înseamnă că nu ne prea vom chinui să rămânem în viață datorită care... Can't speak. Nu o să ne scadă hrana, pe scurt. Ok. Hai să vedem așa. Bun. Mult de asta, dar chiar vom avea nevoie de mult. Stack-uri întregi. Și mă bucur că l-am găsit. Înainte puteam să-l folosim la... Așa. Înainte puteam să-l folosim în Tomcraft ca un material foarte bun de a da Tomic ca să multiplicăm itemurile legit, cu un mod, dar legit, pentru că este în tehnică, că este legit. Dar acum s-a scos faza și nu mai dă atât Tomic de la... Și să începem un... Să lucrăm cu Tomcraft, cu Thumb, de fapt e THOM, deci este ceva gen Thumbcraft. Ar însemna să consumăm foarte multe itemuri ca să duplicăm un item, să strângem foarte mult Tomic. Chiar, hai să văd, Au ceva mergând pe aici și mă gândesc să nu fie un creeper, să vedem. THA...
Titanium. Atomic Slime. Uite, da, Atomic, uite. Atomic Crucible, Atomic Generator, Titanium Max. Ce costă? Ah, stai așa. Este R. Păi da, dar pe ăsta de unde le facem? Ok, ce este asta? Touch. Wow. Electric Vis, nu știu ce. Atomic Effects. Atomic Symbol. Cum se face asta? A, ah, uite, ăsta e Atomic Crucible și ăsta e Crucial Dolovice, R. Și ăsta e Vis Crucible. Ok, ne trebuie un Ender Pearl ca să facem un de la pentru Atomic. Deci chestiile alea cu V S sunt din Tomcraft. Mamă, zombie, cretin. Sipi atât de tare. Așa, mă gândesc. Aveam un spawner de pe engine acolo. Nu știu dacă vrem să-l transformăm în XP farm. Dar vom vedea noi ce vom face noi așa. Hai să vedem. Foarte mult marble. Ar trebui să îl transform în cărămizi pentru că arată super genial. Așa. Shift click. Funcționează mai greu, dar funcționează. Sincer, ar trebui să mor la un moment dat, să vin cu viața plină și să nu mai am nevoie de nimic. Pentru că așa e la început. Oh, avem nevoie de o torță pe aici. Așa. Și dacă vă întrebați că ni se duce pickaxe-ul ăsta, nu e nevoie, mai avem, nu e problemă, mai avem safire, diamante. Avem o grămadă de lucruri din care putem să facem chestii. Așa. Bun. Și avem și ăsta. Ah, și de curând am ajuns la 6.000 de abonați. Și ca seara pe la 1 seara, stăteam în conferință cu alți youtuberi și jucam Left 4 Dead 2. Ciudat, nu prea joc, dar îmi place jocul, e tare. Și era cineva ceva de genul din confă, prin care a ajuns la 6.000 de abonați. Și eu sericit, serios, serios, du-te și vezi. Și când mă duc să văd, erau 499 și eu eram ceva de genul, bă, tipule, nu e frumos. Oricum, cea mai frumoasă fază era ceva de genul, mă jucam eu și mă duc iar să văd dacă am ajuns la 6.000 și erau 6.001. N-am apucat să iau screenshot. Oricum, se poate modifica un pic, este cu Google, inspect ceva de genul de modifici chestii, dar avem glass-ul ăsta, am putea să facem atât de multe chestii cu el ca cum ar fi să-l aruncăm. Da, pentru că nu cred că avem nevoie de el deocamdată. Nici nu cred că o să lucrăm atât de mult cu Nether. Mă refer să nu o să ne ducem acolo să căutăm ceva. What the fuck? Oh-oh! Ce ciudat! Spawner de guest. Asta e spawner, asta e ce e? Care-i faza? Ce se învârte în jurul meu? Ok, era cam buguit acolo. Hai să... What the fuck? Crocodil? Testoasă, scorpion? Fishy, kitty, kitty bed? Spawner de pat de pisici? Ceva nu e în regulă aici. Ceva nu e în regulă. 4. Dacă scrii 4, de ce îți dă map 4? 4 V ins V cable. Sifarity. Bun, ne cam distrăm cu chestia asta. Hai să vedem. 1. Ar trebui să mergem jos, dar înainte de asta ar trebui să mergem sus. Nu e nevoie, avem iron pickaxe. Avem iron pickaxe. De asemenea, hai să șterg chestia asta de aici. Așa. Ca să nu mai fie nimic acolo, mă simt ciudat. Oricum, în episodul următor vom mai căuta diamante pentru a face ultima versiune de Divining Rod ăsta, cu care putem să detectăm obiectele prin ziduri. Hai să vedem aici ce avem pe aici, valori. 256, asta ar fi... Set of value around. 320, asta ce-ar fi? Cel mai bine e să sape așa, pentru că când sape așa, tot ce e în jurul tău
De fapt, aproape, ar trebui să sap de 3. Poți vedea tot ce e în jurul tău și ce a scanat Divining Rod-o. Păi uite, niște de asta. Așa. Niște redstone. Frate, chiar îmi pierd cuvintele aici. Ce este asta, cărbune? Da, mai este ceva care seamănă cu cărbunele. Wow, și ce e cu toată gălăgia? Așa, bun. Fier. Fier. Bun, dar nu cel mai bun. Avem nevoie de ceva diamante înainte să... ce e asta? Ah, uraniu. Ok, uraniu. Uraniu este bun. Așa, avem... uraniu? Da, e uraniu. Minereu de uraniu. Uraniu îl folosim, deși nu cred că o să-l folosim noi, pentru că e foarte complicat. Poți să-l folosești și la niște generatoare nucleare care să-ți dea energie, care pot înlocui panourile solare sau generatoarele făcute din... mă rog, sunt mai multe tipuri de generatoare. Generatoare... sunt niște generatoare care pui căul și îți dă energie sau ceva de genul ăsta. Și văd aici niște safire... așa. Sincer, unde sunt diamantele? Oricum, să găsești diamante este foarte greu în Technic Pack, pentru că sunt atât de multe de-astea. Best found 1. 128. 256 ăsta ar fi fierul, nu? Ce naiba este 8100 și ceva? Ok, e clar că trebuie să săpăm aici. Hai să vedem ce este valoarea aia. Nu cred că este diamant. Wow. Zici că se transformă într-un joc de groază. Atâta vânt în peșteri, chestii, trestii. Vreau doar să văd care e valoarea aia. Și după aia o să vă zic la revedere, pincări și pincărițe. Dar nu acum, nu încă. Ah, frate, cum am putut să dau torța aia jos imediat după ce am pus-o? Și e clar că asta se va sparge înainte... e uraniu? Cred că uraniu a fost detectat. Diamante! Oh, da! Nu pot să cred. Ok, avem diamante. 4 diamante, asta e super tare. Nici nu ne vom face pickaxe, vom face divining rod. Dar asta a fost tot pentru astăzi, din episodul numărul 1, din Technic Pack, sezonul numărul 2. Nu uitați, întrebări întrebări orice aveți, lăsați în comentarii. Iar cineva, dacă știe tutorial, repet, faceți un tutorial, lăsați-l ca video repons și dacă este bun, pentru că poate vor face mai mulți, care este cel mai bun, va rămâne și în descrierea fiecărui video din Technic Pack sezonul numărul 2. Și de asemenea zic că va fi o serie lungă, nu cum ați văzut 2-3 episoade la alții. Chiar, stai așa, nu video settings, parcă opțiuni, controle nu. Parcă video settings și era ceva view bobbing. Ce este view bobbing aia? Pentru că este on la mine. De asemenea, ziceți-mi ce face view bobbing ala. La revedere, pincași și pincărițe. Bye bye.